femeile puternice nu plâng niciodată. Cum este să trăiești cu socrii? Noi nu ne puteam permite să trăim la o gazdă. Femeile, vorba vine, rămân femei. Sunteți o femeie care risipește banii? Am plecat de la minister cu un salariu de 18.000 de lei. Ce ne trebuie nou ca să fim fericiți? Avem nevoie de puțină dragoste în plus, păstrată. Am fost efectiv dat afară. Când fost primiți acest cuțit în spate, îl întoarceți înapoi? Nu mă răzbun, dar țin minte. Care a rămas relația de prietenie între dumneavoastră și Nat Albert? Cred că trebuie să fii mai atentă cu oamenii. Gata, am scăpat. Nu sunt vorbe. Dom'le, nu mă interesează ce spune lumea despre mine. Recunoașteți când sunteți vinovată? Absolut. Eu mi-am dorit întotdeauna unirea Republicii Moldova cu România. Există un om de la care ați vrea să vă cereți iertare? Da. A fost frumos.